Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul Alexandrei, adolescenta răpită, sechestrată, violată și ucisă cu sălbăticie la finalul săptămânii trecute. Fata a sunat de 3 ori la numărul unic de urgență 112 și a cerut disperată ajutor. Minute bune a încercat să-i convingă pe dispecerii de la 112 și pe polițistul cu care i s-a făcut legătura că este în pericol. Le-a oferit și detalii pentru a putea fi găsită mai repede, însă încercarea ei disperată de a trăi a fost înfrântă de birocrația și lentoarea cu care au acționat autoritățile. Transcrierea discuțiilor dintre Alexandra și operatorii de la 112 a fost publicată în această după-amiază de Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei. Sunt domnișoară, am 15 ani și ieri am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Măceșanu Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știu unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli, în Caracal. Cum crezi că te găsim? Da, stați, nu plecați, vă rog. Convorbirea Alexandrei cu operatorul 112 a continuat joi 25 iulie la ora 11:05, adică la o zi după ce fata dispăruse fără urmă. Alexandra le spune angajaților serviciului de urgență că a fost răpită, violată, bătută și sechestrată. Vă rog, veniți repede, că mi-e frică. Ce bloc este acolo? Ce ați... Ați spus că este un bloc. Nu este un bloc, este o casă, este o curte. O casă? Bun. Rămâneți acolo, să vină un echipaj de poliție. Bine? E închisă? Vă rog, veniți repede, că mi-e frică de el, m-a bătut. Bine, bine, rămâneți acolo. Aici rămân, că n-am cum să ies. Vă rog, veniți. Plângând, fata le spune că este frică și le cere celor de la 112 să se grăbească să o salveze. Minute bune, Alexandra dă detalii despre locul unde este și cere ajutor. În loc de ajutor, de la celălalt capăt al firului, îi se răspunde însă că trebuie să aștepte și să nu mai țină linia ocupată. Polițiștii au ajuns la aproximativ 18 ore după ce fata fusese ucisă de bărbatul care o prinsese vorbind la telefon.